De cine vă e dor? Știți foarte bine de ce. De cine ți-e dor, Marcea? De mama și de tata. De cei care nu mai sunt, care am iubit în ori. Întrebarea e destul de dură, dacă îmi dai voie. Nu tare dor. Când ați plâns, ultima oară? Acum. Credeți că e o dovadă de slăbiciune sau e o dovadă de putere faptul că un bărbat plânge? E sensibilitatea fiecăruia și sufletul meu așa spune că trebuie să fac. Nu că trebuie. Este instinctual. Nu mi-a fost rușine niciodată să dau lacrimi, să plâng, fiindcă... Nu e o rușine. Asta nu e o rușine niciodată, nu e o rușine. Asta e o stare. E o stare a omului și starea omului... Chiar și la ziua mea și la ziua... Și, bă, și ieri am fost la cimitir. În fiecare zi mă duc la cimitir. Păcat că nu pot să mă duc la cimitir și eu la părinți, că părinții sunt mai departe, sunt la 200 de kilometri, dar la soție mă duc în fiecare zi. Și desigur că acolo lacrimile curg fără ca să vrei. Și atunci mai trece lumea pe acolo, mai trece mulți cunoscuți și mă vede plângând și îmi spune: maestre, nu plângeți, nu vă rupiți, nu vă... Mă liniștesc într-un fel, dar liniștirea asta, ea e pe o secundă, e câteva secunde. Oricum, sufletul plânge.